Teatrul dramatic Ide Sârbu din Petroșani va prezenta sâmbătă 27 aprilie o piesă deosebită. Este vorba despre Prah 6 din 49, semnată de George Spiro în regia lui Ioan Cristian. Spectacolul nostru o să vorbească despre o componentă a ADN-ului uman care se referă la pasiunea pentru joc. Asta există. Și credeți-mă că mulți mari oameni și celebri oameni au avut în ADN pasiunea asta pentru jocuri. În piesă și în spectacolul nostru despre asta e vorba, despre o familie foarte, foarte comună care se trezește peste noapte că a câștigat lozul cel mare, deci 6 din 49. Și tot ceea ce se întâmplă după aceea, nu vreau să devoalez, dar o să vadă spectatorii, pentru că întotdeauna marile fericiri vin și cu mari nenorociri după ele. Tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce va bulversa viața, definitiv viața acestei familii. De ce ai jucat la loto? Pentru că avem datorii de aia! Formăm o echipă redutabilă cu doi actori foarte talentați. Foarte talentați și nu vreau să fac un fel de captație, o benevolenție. Am și un telefon, să știți, că și al meu poate să sune. E vorba despre domnul Radu Botar și de domnișoara Grațiela Bădescu. O să vedeți niște creații actoricești absolut remarcabile. Decorul, după cum l-ați filmat, ați văzut că e foarte bun. Ambianța scenică este deosebită. Așa că avem întrunite toate elementele pentru un mare spectacol. Un text excelent, adaptat pentru România și chiar pentru Petroșani. Din distribuția spectacolului fac parte doar doi actori. Aceștia sunt Grațiela Bădescu și Radu Botar.